primul rând, dânsii s-au implicat și din punct de vedere material în ajutorarea persoanelor care sunt, au nevoi speciale. Și mă refer aici la Centrul Medico-Social, unde au făcut niște donații substanțiale, de asemenea la centrul din cadrul casei de copii, cum îi spunem noi la nivelul Comunei Rucări, centrul care funcționează pe lângă Direcția Generală de Protecție a Copilului. De asemenea, acum anul ăsta este ceva mai special pentru că au venit foarte mulți investitori care vor să investească în localitatea noastră, să deschidă anumite afaceri în comună și, bineînțeles, să cumpere eventual terenuri pentru a dezvolta aceste afaceri. E foarte important că ne-am făcut cunoscuți și din punct de vedere turistic. Sigur că localitatea Rucării e oarecum recunoscută ca localitate turistică, însă avem nevoie de o promovare și mult mai mare, să ne arătăm într-adevăr adevăratele noastre calități. În afară de relieful pe care noi îl avem aici și în afară de produsele tradiționale pe care noi le avem, e foarte important să se știe că avem și deschiderea necesară pentru a putea să creăm cadrul necesar pentru a se putea face investiții în comuna noastră. Și asta s-a simțit deja, se simte în continuare, deja în discursurile pe care le-au avut cei prezenți astăzi, au confirmat acest lucru și au exprimat această dorință și pentru mine este foarte important să aflu aceste lucruri.